Ideea de a îmbrăca pomii cu haine a luat naștere cu opt ani în urmă în Canada, unde o fetiță care își sărbătorea ziua de naștere și-a luat invitatele prin orașul unde locuia și au legat de copaci haine groase pentru oamenii străzii. Gestul a emoționat atât de mult încât de atunci și până acum în țări din toată lumea au loc activități similare. În câmpul lung, această campanie de ajutor pentru cei în nevoie a demarat prima dată la inițiativa a două doamne cu mult simț civic. Este vorba despre Gabriela Savu Părlici și Greta Vițelaru. Astfel, în Parcul Crețulescu, pe Bulevardul Pardon și în Grădina Publică Mersi, în campaniile derulate din 2020 în Coace, copacii au fost îmbrăcați de haine care își așteptau noi proprietari. O nouă campanie de acest fel va avea loc sâmbătă, 21 octombrie, începând cu ora 11. Organizatorii acțiunii sunt Școala Gimnazială Nano în colaborare cu Leo Leolușen și Școala Gimnazială Teodor Aman. Startul activității va fi dat în Parcul Crețulescu, unde sunt așteptați atât cei care vor avea de îmbrăcat pomii cu haine, cât și beneficiarii acestei campanii, cei care au nevoie de haine.